Bună seara, dragi prieteni ai basketului, bun găsit tuturor, sunt Traian Racu și de la această oră vă invit să urmărim o nouă partidă transmisă live de către FRB TV, canalul oficial de YouTube al Federației Române de Basket. Un meci transmis, spuneam, atât pe YouTube, cât și pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Basket, precum și pe platforma online prosport.ro. Meciul dintre Olimpia CSU Brașov și Universitatea Cluj-Napoca, o partidă de mari orgolii, o partidă care contează destul de mult în lupta pentru stabilirea ierarhiei la finalul sezonului regulat în Liga Națională de Basket Feminin. Am avut puține secunde mai devreme în imagine brigada de arbitri a întâlnirii de astăzi, o brigadă condusă de Alexandra Stan, ajutată de Șerban Rașoga și de Cosmin Prișcă, comisar din partea Federației Române de Basket, Radu Bucerzan. Ne mai despart puține momente de startul acestei întâlniri. Lecturăm repede cele două formații. Brașovul, Olimpia CSU din localitate, cu Elaia Handford, Diana Muraru, Biliana Peșovici, Alexandra Dumitrache, Amira Alașab, Gabriela Irimia, Eva Cazlaus Caite, Ana Maria Pop, Teodora Chirilă, Silvana Iej și Cristina Higgins. De partea cealaltă, echipa pe care o aveți acum în imagine, Universitatea Cluj, cu Brittany Taylor, Isabela Lovaș, Olena Samburska, Ioana Ghizilă, Bianca Voica, Mihaela Maxim, Leslie Vorpal, Amanda Thompson, Irina Părău și Aida Calușici. Stafurile tehnice ale celor două formații sunt coordonate de Dan Calancea la gazde și de Dragan Petricevici la oaspete. Meciul tur dintre cele două formații s-a disputat pe 2 decembrie la Cluj-Napoca. Acolo Olimpia CSU Brașov s-a impus 80-70 față de acele garnituri. Acum Brașovul nu o mai are pe Proșia Duret, înlocuită de Silvana Iej, venită, culmea, tocmai de la Universitatea Cluj, însă a stat puțin la Cluj, a venit după acea partidă cu Brașovul. La Studente a venit față de acel meci de pe 2 decembrie Samburska Olena și a plecat Bacvarova. Iată quintetul de start al oaspetelor, cu Ioana Ghizil, Irina Părău, Amanda Thompson, Leslie Vorpal și T. Taylor. De partea cealaltă, gazdele cu Handford, Irimia, Alașab, Higgins și Peșovici. Angajarea între doi, care va decide practic prima posesie din această partidă. O partidă care contează pentru etapa cu numărul 17 din Liga Națională de Basket Feminin. Se pregătește acolo să sară pentru Brașov Cristina Higgins, cea mai prolifică jucătoare a gazdelor, cu foarte multe reușite la capitolul statistici individuale, mai ales la capitolul recuperare. Acum însă pierde această primă posesie pentru, care putea fi pentru echipa ei, în fața Amandei Thompson. Atac pentru Cluj cu T. Taylor. Blocajul Amandei Thompson la Irimia. Taylor de 3 puncte ratează. A fost aruncarea la coș, se resetează cronometrul de atac. Încă 14 secunde pentru aruncarea la coș rezervată elevelor lui Dragan Petricevici, care comit abatere de 5 secunde. Mingea este pentru Brașov. În imagine, Laia Handford, cea care
a primit una dintre cele mai mari amenzi din baschetul românesc după un fault brutal comis acum două etape la Tunde de Chilin de la Sepsi Six Sfântul Gheorghe. O lovitură în plină figură pentru care a fost descalificată în acel meci, amendată cu o etapă de suspendare, ispășită deja în etapa precedentă, dar și cu 800 de euro amendă. O amendă pe care brașovenii au achitat-o acum câteva zile, astfel că Hanford, iată, poate să joace și mai mult înscrie și primele două puncte ale gazdelor în această întâlnire. Taylor. Imprecisă pasa către Thompson. Peșovic. Multă maturitate în jocul lui Peșovic, multă experiență. A încercat Gabriela Irimia, de 3 puncte. A ratat, recuperează cine altcineva decât Higgins. Din nou Peșovic, de la 3. Cât pe ce să fie airball. Și acum un capac al Amante Thompson la Gabriela Irimia. Una dintre cele două jucătoare ale Brașovului care se vor întâlni cu Dragan Petricevic la finalul săptămânii viitoare. Irimia și Alexandra Dumitrache de la Olimpia CSU sunt cele două jucătoare selecționate de Petricevic pentru echipa națională de senioare a României, care va intra în cantonament duminica viitoare, pregătindu-se pentru cele două meciuri pe care le va susține în deplasare în Finlanda și Slovenia, meciuri contând pentru calificările la campionatul european de anul viitor. Ratează Brașovul Leslie Vorpal pentru Cluj. Tot la distanță, airball, recuperează Higgins. Sunt semne că și astăzi Cristina Higgins își va face repede doza cu care ne-a obișnuit în ce privește recuperările. A fost un coș reușit de Gabriela Irimia. Higgins are o medie de 13,14 recuperări pe meci, cu care conduce clasamentul celor mai bune jucătoare la recuperare în Liga Națională de Basket Feminin. Aruncă ghizilă din 0 grade, ratează. Din nou Higgins acolo cu mingea, pasă pentru Hanford. În fața e Leslie Vorpal, pătrunde acolo Hanford și punctează. Duce scorul la 6-2 pentru fetele lui Dan Calancea. Taylor, Thompson, Vorpal, încearcă mult de la distanță, clujencele recuperează tânăra Irina Părău, să vedem cum dă drumul la minge, nu reușește pentru că este faultată de Gabi Irimia, iată-o pe arbitra principală acestei întâlniri din București, Alexandra Stan, este așadar fault al Brașovului și posesie de supanou pentru Universitatea Cluj. Părău, Ghizilă, Vorpal depășește foarte ușor pe tânăra Amira Alashab și înscrie Leslie Vorpal. Și ea este un lider în statisticile individuale la nivelul Ligii Naționale de Basket Feminin la pase decisive, 6,69 media per meci, Leslie Vorpal. Un clasament în care Biliana Peșovici de la Brașov este pe locul 4. Mai devreme am văzut-o pe Higgins înscriind cu toată opoziția încercată de Irina Părău, de tânăra Irina Părău, și ea chemată la lotul național de senioare, o jucătoare care încă nu a împlinit 18 ani, una dintre speranțele basketului feminin românesc. 8-4 pentru Olimpia CSU, blocajul lui Părău pentru Vorpal, caută soluții Vorpal, scoate mingea la Thompson. Forțează acolo pătrunderea, era nevoită să încerce drumul către coș pentru că mai avea doar o secundă la dispoziție din timpul de atac. Amanda Thompson la linia de libere. A mai jucat în România la ACS Sepsisic Sfântul Gheorghe. În acest sezon a debutat în afara granițelor, după care în luna decembrie
a semnat cu Universitatea Cluj. Amir Alașab lasă mingea pentru Peșovici. Irimia, așa înceapă bocajul. Irimia nu se duce acolo. Destul de ușor acest fault acordat împotriva Irinei Părău. A fost o minge mai mult aruncată acolo într-un pâlc de jucătoare în speranța că Cristina Higgins o va agăța. S-a dictat fault, iar Laia Hanford, după repunere, pătrunde și înscrie, duce scorul la 10-5 pentru Olimpia CSU Brașov. Foarte atentă Peșovici, nu același lucru se poate spune despre Ioana Ghizilă, care a scăpat acea minge de mână, dar Peșovici ratează. Ghizilă lasă bine pentru Părău, ratează, incredibil, linia Părău, a doua oară intră coșul și cred că se dă și fault. Da, coș valabil și greșeală a tinerei Alașab Amira. Până la urmă poate ieși mai bine pentru clujence. Irina Părău a ratat singură de sub panou, dar din a doua încercare a reușit să introducă mingea în coș, fiind și faultată, o liberă suplimentară jucătoarea cu numărul 21 de la Universitatea Cluj. Înscrie Părău și reduce diferența de pe tabelă. Iată acum primind indicații de la antrenorul Dragan Petricevici. Peste 20 de ani de când tehnicianul născut la Sarajevo a venit în România, numeroase performanțe în basketul masculin cu echipe de club din România. Are și un titlu de vicecampioană națională sezonul trecut în basketul feminin cu Universitatea Cluj-Napoca. Petricevici a aplicat și pentru obținerea cetățeniei române, care speră să o primească în această vară. Iată ce coș reușește nou intrata Aida Kalusic, jucătoarea cu numărul 23, pivotul Clujului, egalează situația pe tabelă. Pasă neglijentă a lui Peșovici pentru Cristina Higgins. Foarte multă risipă de efort a Cristinei Higgins. Este când sub panou, când sus la construcție, iar erorile experimentate pe Peșovici sunt acum taxate de Danca Lancea, care o trece pe banca de rezerve, introducând-o pe teren pe Alexandra Dumitrache, cea care probabil pentru câteva faze va conduce atacurile Brașovului. Thompson scoate pentru Kalusic, din nou un stop shoot impecabil al Aidei Kalusic și este pentru a doua oară în această partidă când Clujul trece în avantaj, minim cei drept. Prima oară a fost în debutul partidei. Clujul a scris primele două puncte ale meciului, acum se consideră obstrucție la pătrunderea lui Hanford și coșul a fost valabil, este aruncarea liberă suplimentară ratată de Hanford, iar acum Kalusic faultată de Amira Alașab. Șapte al primului sfert, Thompson, se dau pași. Kalusic foarte, nu, Samburs, că am cer scuze, a intrat și ea pe teren.
Irimia față în față cu Ioana Ghizile, caută soluții. Irimia forțează un pic aruncarea acolo, tot ea recuperează cu noroc și acum aruncă de la 3 puncte. Ratează și această aruncare, minge ținută între Leslie Vorpal și Amira Lashab, conform regulii posesiei alternative. Mingea revine gazdelor de la Olimpia CSU, care vor repune mingea în joc prin Alexandra Dumitrache. Higgins, Hanford, incredibil, la Hanford, iarăși coș cu faul. Un mismatch acolo foarte bine fructificat de Hanford în fața Aidei Kalusici. De data aceasta intră libera suplimentară pentru Hanford și Brașovul se duce din nou la 3 puncte avans. Thompson, bine acolo cu corpul, reușește să-și facă loc, dar ratează din două încercări. Nu reușește să pună mingea în coș, deși își făcuse atât de bine spațiu acolo cu corpul. Higgins recuperează Irimia și înscrie Gabriela Irimia. 17-12. Ioana Ghizilă, stop shoot ratat. Contraatacul gazdelor, ce bine a schimbat direcția acolo Irimia și apoi este faultată de Bianca Voica. Înscrie Gabi Irimia, prima aruncare liberă. O reușește și pe cea de-a doua, 19-12 pentru Olimpia CSU Brașov. Voica, pasă negligentă pentru Ghizilă, nu reușește să protejeze Ghizilă, să vedem pentru cine se dă posesia pentru Cluj. Se consideră că Eli Hanford a fost ultima jucătoare care a atins mingea înainte ca aceasta să părăsească suprafața regulamentară. Multă neatenție în jocul Clujului, însă această formație a obișnuit Liga Națională de Basket Feminin cu foarte multe reveniri. Iată ce noroc acum, după o aruncare pe ultima secundă ratată de clujeni, ce minge a ricoșat la Kalusici, care a punctat. Spuneam, Clujul are foarte multe partide încheiate la diferență sub 5 puncte. E adevărat, a și pierdut multe dintre ele, dar Clujul a arătat de multe ori că poate să revină în jocuri în care diferența era destul de mare. Și Brașovul a reușit un lucru care părea imposibil. A fost un adevărat thriller aici etapa trecută. Olimpia CSU era condusă pe teren propriu la pauză de Basket Teleroman Alexandria la o diferență de 18 puncte. A reușit o repriză a doua formidabilă și a câștigat 74-70. Un meci în care Brașovul, cum am spus și la începutul transmisiunii, nu s-a bazat pe Hanford, suspendată pentru acel fault antisportiv din meciul cu Sfântul Gheorghe. Două libere acum pentru Leslie Vorpal, una din cele două jucătoare din Statele Unite prezente în garnitura Universității Cluj. Prima transformată, a doua ratată, recuperează Thompson foarte bine. Mingea din nou la Leslie Vorpal, de una singură, ce frumos se duce acolo și înscrie Leslie Vorpal.
Rămân două posesii diferență între cele două formații, dar diferența s-a mai strâns, este de doar 4 puncte. Handford, ce crossover! Și este clar, Handford o domină acolo pe Aida Kalusic. Ghizilă liberă la 3 puncte, scrie Ioana Ghizilă. Și ea, o tânără jucătoare, o speranță a basketului feminin românesc, o tânără jucătoare care a fost prezentă la loturile naționale de juniori, iar de aproape 2 ani este convocată și la naționala de seniori, de senioare, ca să fim mai exacti. Ultimele 25 de secunde din acest prim sfert, Clujul s-a apropiat la o posesie. Este teoretic ultimul atac al acestui prim sfert. Vorpal scoate la 3, la Ghizilă, și Ghizilă egalează, a doua aruncare de 3 puncte consecutiv înscrise de Ioana Ghizilă. Se grăbește Brașovul. Irimia căpăcită de Thompson cu doar o secundă înainte de finalul sfertului. Cum spuneam, iată, Clujul reușește să rămână în joc, s-a apropiat, a fost la 6 puncte în spatele Brașovului. Două aruncări de 3 ale Ioanei Ghizilă au readus egalitatea și un prim sfert se încheie cu puncte multe, 46 de puncte în basket feminin. În basketul feminin reprezintă destul de mult. Prima pauză a acestei partide. Dacă ne uităm pe linia de clasament, Brașovul are 8 victorii, 6 înfrângeri, 22 de puncte. Înaintea etapei aceasta cu numărul 17, Clujul are doar 6 victorii și 8 înfrângeri, 20 de puncte. Spuneam, acest clasament cu Brașovul pe 4 și Clujul pe 5 a fost făcut înaintea începerii etapei, o etapă din care s-au disputat deja ieri două întâlniri la Alba Iulia. CSE Universitatea din localitate a pierdut la limită, o altă echipă care pierde strâns meciuri în fața lui FCC Cimarad. Formația din vestul țării a reușit victoria 88-86 printr-un coș reușit în ultima secundă. Așa s-a impus acolo și Universitatea Cluj acum câteva etape, tot cu un coș reușit în ultima secundă. Alba Iulia, iată, pierde la diferențe mici, pierde pe final de meci. Se întâmplă acolo și erori ale staffului tehnic. Universitatea Alba Iulia a fost sancționată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Basket pentru că a utilizat o jucătoare pentru care nu plătise greșeala tehnică acordată într-un meci anterior. Așa se face că Alba Iulia a fost sancționată cu forfeit și nu a primit punctul în clasament care se acordă în basket la înfrângere. În imagine, Silvana Iej, o sârbă, o canadiancă, spuneam, venită la Brașov după anul nou, venită pe filiera Cluj-Napoca. Petricevici a ținut un lot câteva runde, a bifat câteva minute la Cluj, dar nu era o jucătoare titulară. După plecarea Porșei Duret, Danca Lancia a dorit-o aici la Brașov și iată-o evoluând în garnitura Olimpiei CSOS. Rea jocul, sfertul 2, egal 23. Kalusic, cu panoul, recuperează Thompson. Nu e deloc ușor să o faci când în apărare este Cristina Higgins. Iată din nou, Thompson scoate bine pentru Kalusic. Trebuie să se înalțe Kalusic. Ratează, voleibolează Thompson.
O sarabandă de erori acolo, căpăcit acum Kalusic de Higgins. Bun contraatacul Calacarte cu Pešović, Handford și apoi Higgins, trei pase și coș marcat. Superb acest contraatac al brașovencelor. T. Taylor reintrată pe teren, Vorpal. Aruncă Vorpal și înscrie o aruncare contestată, însă care a intrat. Clujul revine după minute bune în avantaj pe tabelă. Handford, Pešović. Un început mai timid al Bilenei Pešović, însă aceasta este o jucătoare care nu trebuie niciodată subestimată. A făcut partide memorabile aici la Brașov pentru gruparea de sub tâmpa. Și etapa trecută împotriva Alexandriei și acum două etape în meciul pe care l-ați văzut în direct la FRB TV împotriva lui CSM Satu Mare, dar și în multe alte meciuri. La fel, partide care, în care Pešović a început mai greu, dar apoi pur și simplu a explodat. Foarte bun acest atac finalizat de Ioana Ghizilă, o pătrundere curajoasă și un lay-up de mână stângă pentru Ghizilă. Higgins, 1 contra 3, masiva Higgins, incredibil cum înscrie Cristina Higgins și este din nou faultată. Faultată de numărul 12, Amanda Thompson. Înscrie Higgins și libera suplimentară, din nou egalitate. Peste doar 5 minute începe și ultimul meci al rundei, prieteni, din Liga Națională de Basket Feminin. Partidă foarte interesantă și aceea la Sfântul Gheorghe, duelul primelor clasate, ACS Sepsisic împotriva lui CSM Satu Mare. Handford, Ghizilă, Higgins. Handford ia la bine fața acolo, Vorpal ia astupat câmpul vizual. O aruncare imprecisă, iar acum o minge scoasă greșit pentru Kalusic. O pasă la lui Vorpal care ajunge în picioarele Aidei Kalusic. Meci frumos, în direct la FRB TV, spuneam, pe canalul oficial de YouTube al Federației Române de Basket, pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Basket, dar și pe prosport.ro. Fault în atac, o încercare de protejare a mingii de către Gabriela Irimia, un pic prea puternică acea mână stângă. A fost interpretată drept lovitură acea încercare a Gabrielei Irimia de a proteja mingea față de Ioana Ghizilă. A intrat pe teren Olena Samburska, venită și ea la Cluj în acest început de an, o realizatoare foarte bună de la distanță. Irimia punctează pentru Brașov. Să vedem ce face Samburska. Iată-o acum la minge. Thompson. Lângă ea mai mereu Cristina Higgins, nu este o aruncătoare Thompson, asta se știe, însă putea Kalusic acolo să înscrie cu panoul. O aruncare, o zonă destul de ofertantă, era liber, a încercat cu panoul, dar mingea a ricoșat. Iej pentru Irimia, Handford, Pešović, blocajul lui Handford, Iliana Pešović înscrie în exact ultima secundă de atac a Brașovului.
și gazdele sunt din nou în avantaj pe tabelă. Bine, scoate Ghizilă pentru Amanda Thompson. Imprecisă Thompson la finalizare. Mingea căpăcită de clujence a ricoșat cu noroc la Higgins, care nu mai ratează. Am crezut pentru o clipă că s-a accidentat Cristina Higgins, iată însă că se ridică zâmbind și vine la banca tehnică pentru acest timp de odihnă solicitat de Dan Calancea. 6 puncte avantaj pentru gazde, minutul 15 al partidei. Mustrat acolo Amanda Thompson de Dragan Petricevic pentru acea lipsă de concentrare la finalizare. A fost de câteva ori foarte aproape de a înscrie, însă a ratat aruncări care păreau foarte simple. Atacul Universității Cluj. Ioana Ghizilă liber acolo, Kalusic trece repede de Iej, dar nu se înalță spre coș și încearcă o pasă în 0 grade în extrema stângă către Vorpal. Pe direcția mingii a fost Hanford, care a deviat un out. Cred că putea Kalusic acolo să se înalțe spre coș. Pasă pentru Thompson. Samburska încearcă de la 3. Samburska încă nu și-a găsit, nu și-a reglat tirul. Spuneam, o aruncătoare destul de bună de la distanță, Olena Samburska, și ea o jucătoare care a mai evoluat în România la CSM Târgoviște. Un contraatac care se transformă în pozițional, pentru că Aida Kalusic a încetinit acolo. Vorpal cât pe ce să scape mingea. Samburska, Kalusic înscrie acum cupa nouă din fața lui Sikiej. Peșovic. Iej. Stop shoot al Silvanei. Iej ratat. Recuperează Samburska, care împinge mingea grăbind un pic atacul oaspetelor. Liberă Thompson. Iată că cuvintele lui Petricevic au avut efect. Un pic mai atent Amanda Thompson și din nou diferență de doar un coș între cele două formații. Pregătim să intrăm în minutul 7 al sfertului al doilea. Hanford. Peșovic, rucajul Cristina Higgins. Peșovic. A intrat Diana Moraru, a ratat airball, dar acolo este providențiala Cristina Higgins. Recuperează tot Higgins și în apărare, și în atac. Încă un joc foarte bun făcut de Sportiva din Statele Unite. Samburska liberă Kalusic, incredibil! Iarăși, parcă a doua încercare este mai bună, mai eficientă pentru clujence, pentru că Aida Kalusic a fost faultată, a reușit până la urmă coșul, dar iată, beneficiază și de o liberă suplimentară. Înscrie Kalusic, care este retrasă pe bancă acum de Petricevici.
În locul ei a reintrat tânăra Irina Mihaela Părău pe teren. Bine se apără Clujul la Peșovici. Mută și Dan Calancea, ies Dumitrache, reintră Gabi Irimia. Higgins. Încercat o pasă pentru Diana Moraru, pasa cam moale, cu multă boltă. Diana Moraru un pic neatentă, cât pe ce să iardă posesia. Până la urmă a fost doar out. Din nou minge pentru Brașov. Ce face acolo Handford? Însă ratează când trebuia să fie mai atent, adică la finalizare. 4 contra 2, Samburska de 2 puncte și Clujul din nou în avantaj. Irimia. Neatentă, recuperează acolo Irina Părău, apoi Samburska și ea cât pe ce să ofere mingea adversarelor. Samburska. Fentă. Bună pasă pentru Părău, căpăcită de Higgins. Iar acum din nou Olena Samburska, mingea iese din coș și era cât pe ce să fie un nou coș de 3 puncte pentru oaspete. Ce meci frumos. Peșovici aruncă și înscrie. Peșovici în ultima secundă de atac, o aruncare în disperare mai mult, însă reușită, o aruncare cu panoul pe care Biliana Peșovici o înscrie și Brașovul este din nou un avantaj. 1 minut și jumătate până la pauză. Thompson, no look pass pentru Părău, care înscrie cu fault. Iată, cele două formații alternează la conducere. Didi Moraru și ea la începutul sezonului venise la Universitatea Cluj. Dragan Petricevici o observase cu prilejul acțiunii lotului național feminin de vara trecută, o acțiune la care au participat jucătoare sub 23 de ani, jocurile francofoniei. A adus-o la Cluj, la echipa de club, a transferat-o, însă n-a fost foarte convins, n-a fost mulțumit și până să înceapă sezonul, Moraru a ales altă echipă, a venit aici la Brașov. Părău, curajos, un semicârlig al lui Părău, însă nu se atinge inelul. Ultimul minut al primei reprize, dragi prieteni. Olimpia, CSU Brașov, CSU Universitatea Cluj, 38-39. Handford, o pasă lungă pentru Peșovici, nu se apără acolo Vorpal, n-a vrut să intervine la minge să nu faulteze. Avantaj minim pentru gazde. Părău. Samburska, de la 3 puncte, Olena Samburska, spuneam, până își reglează tirul. Poți să o mai neglijezi, după care e letală de la aruncare de la distanță. 2 puncte pentru Cluj, însă acum aceeași Samburska, care a fost în prim plan la faza ofensivă anterioară, în defensivă face fault la Gabi Irimia și vom asista la două aruncări libere pentru echipiera naționalei României. Înscrie Irimia prima liberă. Și pe cea de-a doua, din nou, egalitate. Spuneam un meci de mare angajament între cele două grupări care încearcă să prindă grupa valorică 1-5 la finalul sezonului regulat. Brașovul cu mult mai multe șanse, are mai multe victorii.
Clujul însă, în cazul unei victorii astăzi, poate spera, pentru că ar fi într-o luptă directă cu Aradul și cu Alba Iulia. Alba Iulia ratând acel punct rezervat înfrângerii din cauza forfeului declarat de către Federația Română de Basket, pierde un pic contactul cu pozițiile fruntașe din clasament. Spuneam, dacă Universitatea Cluj, echipa pe care aveți în imagine, se impune astăzi la Brașov, s-ar putea să fie ultima victorie din acest sezon regulat. Pentru că în runda următoare, ultima dinaintea pauzei rezervate, dedicate meciurilor echipei naționale, Clujul joacă împotriva campioanei antitre și ocupantei locului întâi, fără nicio înfrângere în sezonul regulat, ACS Sepsisic Sfântul Gheorghe. Cele două formații care au jucat finala practic anul trecut în Liga Națională de Basket Feminin, Sfântul Gheorghe și Cluj, se întâlnesc așadar etapa viitoare, dar și în Final Eight-ul Cupei României la basket feminin, într-unul dintre sferturile de finală. Alta era situația anul trecut, anul acesta diferență destul de importantă de valoare între cele două grupări. Ultimele 10 secunde ale primei reprize, 42 peste tot pe tabelă. Vă reamintesc că a fost 23 egal și a fost egalitate așadar și la finalul primului sfert. Iarăși multe puncte și de o parte și de cealaltă. Joc frumos, dinamică bună, echilibru. Nu înțeleg clujencele de ce se dau două libere pentru Brașov. Mai sunt 4 secunde până la pauză. Petricevic a cerut timeout. Iar noi l-avem în imagine dând indicații tactice pe Dan Calancea, iar acum brigada de arbitri. Dan Calancea și el un tehnician cu experiență. Practic de numele lui se leagă prezența pe prima scenă a basketului feminin românesc a echipei de aici din Brașov de ani buni de zile. Dan Calancea, un fost jucător al Brașovului la nivel de seniori. În ultimii ani a fost constant antrenorul naționalei României de tineret, naționala sub 20 de ani a României. Așadar, vom vedea aruncările libere ale Lai Hanford, apoi ultimele 4 secunde, să vedem dacă Universitatea Cluj va mai reuși să pună vreun punct pe tabelă în acele 4 secunde de care va mai beneficia după aruncările lui Hanford. Prima marcată marcată și cea de-a doua. Se apără sus Brașovul, Samburska. Să vedem ce s-a ridicat acolo. Fault. Însă Brașovul nu este în penalizare și este repunere din lateral cu o secundă de joc rămasă. Nu cred că se poate schimba ceva. Petricevici o scoate pe Taylor și o introduce pe Kalusic. Nu vine nimeni la repunere pentru Cluj. Hai să vedem, până la urmă vine Leslie Vorpal. Pasă pentru Samburska, airball. Și se încheie prima repriză, dragi prieteni. Olimpia CSU Brașov conduce
cu 44-42 pe Universitatea Cluj. Rămânem cu Flux Video de aici, din sala Dumitru Popescu Colibaș din Brașov, urmând să revenim cu comentariul părții secunde după aproximativ 10 minute.
După 20 de minute de joc, la Brașov, Olimpia, CSU din localitate, conduce pe Universitatea Cluj cu 44-42. Două prime sferturi extrem de echilibrate, primul încheiat la egalitate, 23-23, al doilea adjudecat la limită, 21-19, de CSU Olimpia Brașov. Cristina Higgins de la Brașov deja în double-double cu 13 puncte și 10 recuperări și un impresionant index de eficiență plus 22. Tot de la gazde Eli Hanford are 15 puncte înscrise, iar Gabi Rimia 10, au mai punctat de fapt Biliana Peșovici 6 puncte. De la oaspete, cea mai bună marcatoare, Aida Kalosic cu 11 puncte, apoi două sportive cu câte 8 puncte, Leslie Vorpal și Ioana Ghizilă, două cu 5 puncte, Samburska și Irina Părău, Thompson 3 puncte, Taylor 2 puncte. Revin echipele pe teren. Va fi o primă posesie pentru gazdele de la Olimpia CSU Brașov. Între timp a început și ultimul meci al rundei. Demonstrație de forță a campioanelor de la Sepsi Sic pe teren propriu cu ocupantele locului 2, CSM Satu Mare. A fost un prim sfert, 26-6, n-au reușit nici măcar 10 puncte fetele din Satu Mare. Acum este 36-12, suntem aproape de jumătatea sfertului 2. Aici la Brașov reușește o pășire, cum se spune în basket, Biliana Peșovici, și punctează pe ultima secundă de atac, duce diferența la 4 puncte pentru gazde. Samburska de la 3 pe lângă țintă. Irimia. Se puteau da și pași acolo la Higgins. Aruncă Silvana Iej, imprecis. Vorpal. Kalosic pentru Samburska. Vorpal în fața e la Hanford. Leslie Vorpal, stop, shoot, încearcă acolo un capac, Hanford n-ajunge la minge, Leslie Vorpal punctează și din nou doar două puncte între cele două combatante de astăzi, Olimpia CSU Brașov și Universitatea Cluj, live pe FRBTV și pe ProSport.ro. Biliana Peșovici, Hanford, încearcă și ea stop, shoot-ul, așa cum a făcut și Vorpal, însă Hanford ratează. Acum Kalosic, Amanda Thompson, lasă mingea pentru Samburska, recuperează Thompson, Ghizilă de la 3, Ioana Ghizilă, și Clujul trece din nou în avantaj, este al treilea coș de la distanță, al treilea coș de 3 puncte reușit de Ioana Ghizilă. Jeremia pentru Iej, cere mingea și o primește Cristina Higgins. Iej de la 3 puncte, are ghinion Silvana Iej, a ieșit mingea din coș, cât pe ce să piardă Vorpal posesia. Foarte viclean acolo în joc, la Hanford venise și îi deviase mingea, până la urmă a rămas posesie pentru Universitatea Cluj, iar acum cred că s-a dictat greșeală ofensivă. O obstrucție a Amandei Thompson și este o nouă posesie, un nou atac, un nou prilej de a reveni la conducere pentru brașovenci. Hanford în muchia panoului. Nu s-a auzit fluirul arbitrilor. Cred că Hanford spera acolo să primească fault. Nu s-a dat așa ceva și este posesie pentru Cluj. Foarte multe puncte până în prezent în această partidă. Spuneam, pentru un meci de basket feminin, un joc extrem de spectaculos cu, iată, 93 de puncte până acum. Peșovici recuperează pentru Iej. Irimia Higgins. Vine Iej. Iarăși nu se dă fault.
Amanda Thompson în 0 grade pentru Olena Samburska. Nu ratează Samburska de la 3 și cred că este cea mai mare diferență pe care Clujul a avut-o în acest meci pe tabelă. 4 puncte, 50-46. Iej, hand-off cu Irimia. Caută soluții Gabi Irimia, o găsește pe Laia Hanford. Nu mai așteaptă blocajul lui Higgins. Ia faza pe cont propriu și bine face Laia Hanford. Din nou Ghizilă. Cum ar fi fost să înscrie și acum de la 3. Ia ieși mingea din coș. Din nou Hanford. Pentru Pešović vine la blocaj Cristina Higgins. Coboară bine, însă pasa nu vine. Iej de la 3. Îi intră Silvane Iej. Aruncarea și Brașovul trece în avantaj. Un singur punct între cele două formații, însă din nou gazdele conduc pe tabelă. 51-50. Ce meci frumos! Ghizilă pentru Samburska. Vorpal, Thompson, stop shoot, Thompson cu panoul, recuperează Aida Kalusic. Singur acolo, încearcă să arunce și o face bine. La 3 puncte a încercat Biliana Pešović. Este posesie pentru Cluj-Napoca, arată arbitrul Cosmin Prișcă. Aproape de jumătatea sfertului 3. Meci deschis oricărui rezultat aici la Brașov. Vorpal scoate pentru Thompson de la linia de faul. Ratează Thompson. Iej pe layup de mână stângă. Ce util a fost Silvana Iej în aceste ultime două faze. Iată, sportiva care în această iarnă, repet, s-a despărțit de Universitatea Cluj. Ghizilă nu mai are curaj să arunce de la 3. O găsește bine pe Kalusic. Să vedem soluția Aidei Kalusic. Aruncă, ratează, însă deviază bine acolo Thompson. Ghizilă acum aruncă de la 3. Prea lungă aruncarea. Kalusic e greu cu Higgins sub panou. Minge bâlbâită, dar până la urmă posesia vine pentru Brașov. Irimia. Iej cere mingea Higgins, nu o primește. Iej întoarce la Hanford, care anunță fist, o nouă schemă tactică. Este faultul la Mandy Thompson. Hanford pentru Pešović. Nu ezită să arunce de la 3. Ratează însă Biliana Pešović. O încercare de atac rapid. O pasă excelentă a lui Vorpal pentru Samburska. Și jucătoarea cu numărul 6 de la Universitatea Cluj înscrie. Din nou de la 3. Iej, cum ar fi fost să înscrie. Vorpal. Stop shoot Leslie Vorpal. Ratat. Higgins. Bună ideea pentru micuța Hanford. Să vedem. Minge ținută. Posesie alternativă care acum revine Clujului. Moment în care Thompson și Ghizilă sunt trecute pe bancă, iar Petricevici le trimite pe teren pe T. Taylor și Irina Părău. 3 minute până la ultima pauză. Samburska
Stop, șut al ucrainencei, ratează, recuperează Kalusic și să vedem. Corectă decizia Alexandrei Stan, ultima care a atins mingea, care a împins mingea în afara terenului, a fost echipiera Clujului. Peșović. Cere mingea Iej, lângă ea Samburska, să vedem ce face Iej. Un foul destul de ușor acordat acum, cred, la Samburska, da. Hanford. Higgins. Din nou Hanford. Foarte multe soluții așteaptă Brașovul de la Lai. Hanford care, iată, greșește și n-are cum să rateze Taylor. Pe contraatac. Se face 56-53. Bun crossover-ul, Biliana Peșović, pază din săritură, găsește până la urmă, o găsește pe Cristina Higgins, întoarce mingea Higgins la Peșović, în fața ei tânăra Părău, din nou Higgins, masiv acolo, ce bine, lasă mingea pentru Hanford, coș cu faul, fază în care Hanford este excepțională. Spuneam, cea mai bună marcatoare a Brașovului în prima repriză. Și acum rămâne lider în ce privește punctele marcate. Are 20 de puncte în acest moment. Alaia Hanford. 56 egal. 100 de secunde până la ultima pauză. Leslie Vorpal. Cum s-a strecurat Vorpal acolo. E incredibil și un reverse layup reușit pe sub panou de americanca, micuța americanca, cea care conduce jocul Universității Cluj. Peșović, Peșović, greu să iei mingea, recuperează Părău, pasă bună pentru T. Taylor, în stânga cere Kalusic, este un 2 contra 3, ia faza pe compropriu Taylor, culmea, ea aruncă, ea recuperează, încearcă o pasă pentru Părău, ratată și Silvana Iej pasează lui Hanford, neatentă la Hanford, Irimia în capcan acolo, iese incredibil Gabriela Irimia și pasează pentru Massiva Higgins. Două puncte pentru Olimpia CSU. Neatenție în ambele tabere, însă un pic mai multă neatenție în tabăra Clujului, de care profită Brașovul la această fază. Se dă greșeală ofensivă. Cosmin Prișcă dă fault în atac și este o nouă posesie pentru Olimpia CSU Brașov. Iej o găsește excelent pe Higgins, care mai pune două puncte pe tabelă pentru Olimpia CSU Brașov. Taylor. Faultată de Peșović. Este timeout, 20 de secunde și egalitate și în acest sfert. O stare care practic poate caracteriza această partidă. Cea de echilibru, de egalitate. Spuneam, singurul avantaj a fost în sfertul al doilea, câștigat de gazde cu două puncte. Vedem însă cine mai rezervă aceste ultime 22 de secunde din sfertul al treilea, prieteni. Între timp este pauză la Sfântul Gheorghe. După un prim sfert dezastruos, pierdut cu 6-26, Satu Mare a mai revenit în joc. A terminat 19-19 sfertul 2, dar din păcate pentru echipa din nordul țării
Diferența rămâne cea din primul sfert, una consistentă de 20 de puncte pentru ACS Sepsisic Sfântul Gheorghe. Așadar, la pauză, 46-25, o corecție a statisticii inițiale era 45-25, 46-25 pentru campioana României. Taylor, bun, crossover, o lasă departe și încearcă un floater, o lasă departe pe Pesovic, încearcă un floater, Taylor nu intră, se grăbește și brașovencele, bună pasa pentru Higgins, din a doua încercare, în prima fază, încurcat acolo de Olena Samburska, apoi o voleibolare care a intrat în coș, se termină, prieteni, și sfertul al treilea, 4 puncte avantaj pentru Olimpia CSU, se aud încurajările inimoasei galerii care aproape la fiecare meci vine aici la Brașov. În stânga imaginii, într-un pulover de culoare bej, Orațiu Ferrariu. Fost jucător de volei, tatăl a două dintre cele mai talentate produse juvenile ale basketului feminin românesc, Ana, surorile Ana și Maria Ferrariu, ambele plecate să studieze în Statele Unite ale Americii. Revenim la meci. Ultimul sfert, 62-58 pentru Olimpia CSU, care se află în atac. Peșovic, cu panoul, spuneam, niciodată să nu desconsider pe Biliana Peșovic. Scoate din Joben aruncări aproape imposibile, în momente extrem de delicate pentru echipa ei. S-a întâmplat și în acest moment, diferența a crescut la 7 puncte. Samburska încearcă, Samburska de una singură, faultată de Silvana Ieș, cred. Nu, ăla Hanford este creditată cu greșeală personală. Samburska de una singură pătrunde, bine face, înscrie. Hanford și Higgins, 20 respectiv 19 puncte pentru Brașov, încă 10 puse de Irimia pe tabelă și 8 de Peșovic. Iej o depășește, dar cred că nu este punct valabil. Se acordă coșul. Mi s-a părut că s-a aprins instalația de final de timp de atac înainte ca mingea să părăsească mâinile Silvane Iej. Nu s-a auzit niciun semnal al arbitrilor. Rămâne punct valabil. Semicârlig al Aidei Kalusici, 67-62. Higgins
Împinsă un pic acolo de Thompson, să lase faza liberă, înscrie Cristina Higgins, care devine cea mai bună marcatoare a Brașovului. Are și 14 recuperări de la pauză, era în double-double Cristina Higgins. Zamburska, neatentă în controlul mingii, vine Biriana Pesovic și fură balonul din mâinile Zamburskei, din controlul Zamburskei. Silvana Ieș calmează jocul, așteaptă pe Hanford. Înscrie de neoprit Laia Hanford. Se duce Brașovul la 9 puncte pe tabelă. Și cred că este timp de odihnă. Șapte minute și 20 de secunde până la final. Avantaj de 9 puncte pentru Olimpia CSU Brașov. Ghezilă. Două puncte pentru Cluj. Iremia apărată de Thompson. Silvana Iej aproape de a face pași acolo. Hanford și din nou pe final de atac. Brașovul înscrie, duce diferența la 10 puncte. Mai are puterea Clujul să revină. Mai avem 6 minute și jumătate ca să ne edificăm. Thompson, Kalušić, mismatch acolo, însă greșește aruncarea. Nu avea în spate decât pe micuța Hanford. Căpăcită Hanford de Tiana Taylor. Leslie Vorpal scoate pentru Taylor, ratează. Posesie pentru gazde, a deviat mingea Amanda Thompson în afara terenului. Bune blocajele făcute pentru Pesovic, care a avut culoar acolo, însă a ratat incredibil. Taylor, fără probleme. Șapte puncte între cele două formații. Hanford, incredibil. Incredibil, evoluează la Hanford în această partidă. O depășește Ghezilă pe Pesovic. O depășește și pe Iej, însă aceasta o faultează.
Vizilă cere blocajul la Mandei Thompson, scoate acum mingea la Thompson, liberă din nou Thompson la linia de libere, însă nu este o bună aruncătoare Amanda Thompson, adversarele știu asta, o lasă destul de liberă. Fent al lui Jež, apoi șut ratat de sârbo canadianca din tabăra Brașovului. Blocajul Aivei Kalusic, vorpă al liberă Ghizilă, no look pass pentru Kalusic, paș, da, corectă decizia de paș. N-a fost foarte decisă pe ce parte să o depășească pe Cristina Higgins, a ales să o facă pe tușă, însă prea mulți pași la plecare. Irimia Peșovic, fața e Vorpal, evită blocajul Silvane Jež, Leslie Vorpal, airball al Cristinei Higgins. Vorpal, încercare de atac rapid a Clujului de la distanță, e mai precis Aida Kalusic de la semidistanță decât de sub coș. Până la 7 puncte, Clujul reușește să revină, e cam a doua sau a treia oară, dar mai mult deocamdată nu. Nu se dă faul la această fază, ratează din nou Higgins, este a doua ratare a masivei jucătoare din tabăra Brașovului. A doua ratare consecutivă. Thompson, handoff cu Vorpal. Vorpal, cât pe ce se înscrie, spectaculos. Recuperează Amanda Thompson și încearcă o pasă pe coborârea Ioanei Ghizilă, fără succes. Iar acum, în replică, ăla e Hanford, punctează din nou. Kalusic, coș cu fault. Jež este cea care primește greșeală personală din partea Alexandrei Stan, arbitra principală a acestei întâlniri. Kalusic va avea la dispoziție o aruncare liberă suplimentară. Mai sunt exact 3 minute până la final. Înscrie Kalusic. Două posesii diferență între cele două combatante în favoarea gazdelor. Peșovic, Irimia scapă mingea, e o pasă neglijentă pentru Higgins. Ghizilă pătrunde bine pe mâna stângă și Danca Lancea cere timeout pentru că oaspetele s-au apropiat din nou la doar 4 puncte. Etapa viitoare, weekendul viitor, spuneam, este ultima rundă dinaintea pauzei rezervate echipei naționale a României, care se va reuni în perspectiva meciurilor cu Finlanda și Slovenia, ambele în deplasare. Meciurile se vor juca pe 10 și pe 14 februarie. Așadar, runda viitoare, înainte ca sportivele convocate la echipele naționale să plece către țările lor, Clujul primește pe teren propriu vizita lui Sepsis Six Sfântul Gheorghe, în vreme ce Brașovul are o deplasare lungă la Timișoara, acolo unde evoluează împotriva celor de la SCM din localitate. Revin sportivele pe teren. Caută soluție, o găsește pe Hanford. Ratează, ăla e Hanford.
De la 3 puncte Samburska, prea lungă aruncarea. Se aude fluirul arbitrilor, probabil ceva probleme cu timpul de joc de pe tabelă. Au mai existat astfel de erori și la meciul dintre Brașov și Satu Mare, pe care l-am urmărit împreună la FRBTV. Posesie care continuă pentru Brașov. Irimia în fața Elena Samburska. Hanford Higgins scoate pentru Irimia. Ratează Irimia, recuperează Thompson. Clujul trebuie să înscrie dacă vrea să rămână în meci. Încearcă din nou de la distanță. Ratează Vorpal. Sunt doar 4 puncte. Nu știu de ce Clujul forțează de la distanță. Îi fură mingea Thompson. Gabriele Irimia, Vorpal în disperare încearcă ieși, dar nu mai ajunge pe Leslie Vorpal. Doar 2 puncte între cele două formații. 1 minut și 7 secunde până la finalul întâlnirii. Ce meci frumos! Vă reamintesc că au fost 10 puncte diferență între cele două formații în favoarea Brașovului, care părea o echipă care se distanțează în câștigătoare. Iată cum Clujul, cum spuneam și la începutul partidei, găsește mereu resurse, se revine în joc. Aruncă și ratează Biliana Peșovici. Era final de atac pentru Brașov. De vreo 2 ori a reușit Peșovici să puncteze pe final de atac, să scoată niște aruncări surprinzătoare. Iată cum Clujul aduce tăcerea în sala din Brașov, pentru că Ioana Ghizilă, componenta naționalei României, tânăra Ioana Ghizilă, punctează de la distanță și asumă răspunderea Ghizilă. Și Clujul vine în avantaj cu un punct, 35 de secunde până la final. O propagandă superbă pentru basketul feminin din România și această partidă. Un campionat, o ligă națională de basket feminin parcă mai echilibrată și mai spectaculoasă decât în anii precedenți. Ne bucurăm că avem ocazia să vă transmitem astfel de partide echilibrate, frumoase, prin intermediul FRBTV. Petricevici a răspuns repede la acea ofensivă brașoveană care a adus echipa gazdă la 10 puncte avantaj. Trebuie să vedem acum răspunsul lui Calancea, care, iată, se vede condus cu un punct cu 35 de secunde înainte de finalul întâlnirii. Un atac extrem de important în economia acestui final, un atac extrem de important pentru gazde. Repune Peșovici pentru Hanford. Faultează alunecat acolo Vorpal și a obstrucționat-o pe Hanford. Iej. A mai continuat faza, părea singură la un moment dat. Un crossover al lui Hanford, dar este faultul Ioanei Ghizilă. Clujul faultează tactic inteligent, pentru că pe statistică nu apare că ar fi avut vreun fault în acest sfert. Cred că este abia al doilea sau al treilea de echipă. 27 de secunde rămase. Hanford, spuneam, un atac vital pentru gazde, dacă vor să... aibă șansă la victorie. A fost un nou fault tactic al lui Caluși. Ce schimbare, iese Vorpal, intră Taylor. Repune din nou Peșovici. 23 de secunde până la final. 14 de atac pentru Brașov. Se apără eroic acolo Samburska. La Hanford se dă fault la Samburska. Cred că abia acesta este al patrulea faul de echipă în acest sfert pentru Cluj. 19 secunde de atac. Peșovici ratează. Peșovici, incredibil, incredibil.
nevoită să faulteze Higgins. Pentru faza ofensivă retrasă Taylor, intră Vorpal. Nu sunt două libere, așa cum se credea. Consultări între masa oficială și arbitrii. Da, este repunere din lateral. Nici Brașovul nu era în penalizare. Pressing avansat al brașovencelor. Vorpal scăpată din marcaj de Eremia. Vorpal, faultul Bilianei Peșović. Și acum sunt două libere. Presiune mare pe Vorpal. Clujul are nevoie de ambele libere transformate pentru a fi sigură măcar de prelungiri. Ratează Vorpal, spuneam, presiune mare. Ratează și a doua aruncare, însă recuperează Thompson. Incredibil, Brașovul neatent. Zamburska, trec secundele în favoarea Clujului. Faultat acum Ghizilă de... să vedem, de numărul 7. Nu cred că a fost 7. Dumitrache nu o văd pe teren. Cu 7 este Dumitrache. Cred că este o greșeală de semnalizare. Cred că Hanford a faultat-o acolo pe Ghizilă. Gestionează mai bine emoțiile Ioana Ghizilă și înscrie. Mai sunt două secunde de joc, două secunde pe care Brașovul, care a condus mare parte din meci, trebuie să le gestioneze impecabil și să încerce o aruncare de la mare distanță, de o aruncare de 3 puncte care să ducă meciul în prelungiri. Ce evoluție incredibilă a scorului. Ce meci frumos. Una peste alta, prestații îmbucurătoare pentru sportivele din cele două formații care sunt convocate la lotul național. Eremia are 12 puncte pentru Brașov. Pe partea cealaltă, Ghizilă, 18 puncte reușite, 4 coșuri de 3 puncte. Irina Părău, tânăra Părău, 5 puncte. Au mai jucat astăzi 7 minute și Alexandra Dumitrache, fără însă să puncteze pentru Brașov în acest interval. La Sfântul Gheorghe se păstrează o diferență de 20 de puncte între cele două formații, o diferență stabilită încă din primul sfert. Suntem în sfertul 3 acolo, 51-31. Revenim pentru ultimele două secunde la Brașov. Să vedem ce schemă a desenat Dan Calancea pentru sportivele lui și cât de eficientă va fi aceasta dacă se va încheia cu o aruncare de la 3 puncte, un coș de 3 puncte. Altfel, Brașovul pierde astăzi. Deși a condus în sfertul 4, atenție, și la 10 puncte avantaj. Peșović forțează, căpăcită și este victoria Clujului. 80-77. Dezamăgire incredibilă în tabăra gazdelor și bucurie în replică pentru oaspete. Olimpia CSU Brașov 77, Universitatea Cluj-Napoca 82 puncte pentru Ardelence. Eu sunt Traian Racu, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă mulțumesc pentru că ați stat împreună cu noi și astăzi la FRB TV, că am avut ocazia să urmărim un meci atât de atractiv, spectaculos și încheiat cu un scor oarecum surprinzător. Numai bine să aveți un sfârșit de săptămână sau cât a mai rămas din el pe măsura inimilor noastre.